Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre comerțul de produse farmaceutice, vedem care sunt oportunitățile și provocările din acest domeniu, având în vedere ultimele tendințe și noutăți legislative. Veniturile farmaciilor s-au dublat în ultimul deceniu cu peste 50% mai accelerat decât dinamica vânzărilor companiilor active în România. Sectorul a beneficiat pe de o parte de creșterea vânzărilor, dar cu o serie de provocări importante. În primul rând vorbim de scăderea marjelor de profitabilitate, așa cum vedem pe acest grafic. Tendința este vizibilă și pe segmentul de distribuție, unde marja brută a fost sub 4% în ultimii 5 ani, de două ori mai puțin decât nivelul din urmă cu un deceniu. Practic, diferența dintre costul de achiziție și prețul de vânzare la nivelul distribuitorilor a fost de circa 3,3% pe parcursul anului 2021, conform ultimelor situații financiare disponibile. Scăderea prețurilor medicamentelor compensate de stat, poziționând practic România aproape de cel mai scăzut preț al medicamentelor din Uniunea Europeană, ceea ce a dus la scăderea marjelor brute din piață și, desigur, din păcate, chiar la dispariția ori discontinuitatea de aprovizionare a unor medicamente. Practic, unii producători nu au mai fost motivați să exporte medicamente în România din cauza prețurilor prea mici și a taxei de clawback foarte, foarte ridicate. O altă provocare este tensionarea forței de muncă, adică oameni calificați care se găsesc din ce în ce mai greu, iar salariile pur și simplu au explodat. Practic, sectorul distribuției de produse farmaceutice înregistrează un salariu mediu brut de aproape 7.700 de lei pe parcursul anului 2021, cu 50% peste nivelul din 2015, spre exemplu, dacă mergem 5 ani în spate, și cu 30, aproape o treime mai mult față de media înregistrată la nivel național. În contextul diminuării marjelor de profitabilitate, am mai observat două vulnerabilități analizând situațiile active ale farmaciilor în România. În primul rând, diminuarea capitalului de lucru și apoi gradul de îndatorare foarte mare. Înțelegem ambele elemente dacă analizăm forma bilanțului unei companii și apoi consolidăm la nivel sectorial. Practic, pentru orice firmă, bilanțul ne arată activele care practic ilustrează ce a făcut o companie cu banii, unde s-au dus investițiile. În stânga sus avem investițiile pe termen lung, în clădiri, echipamente, utilaje, brevete, licențe, software sau diverse alte achiziții de noi companii. În timp ce în stânga jos vedem activele circulante, practic facturile care urmează să fie încasate, stocurile și trezoreria. În dreapta avem pasivele formate din capitalurile proprii, adică fonduri interne, banii aduși de acționari și profitul reinvestit sau cei împrumutați de la bănci, furnizori, societăți de leasing, fiscale sau chiar fondatori, companii afiliate. Revenind acum la farmaciile active în România, am analizat situațiile financiare pentru anul 2021 și constat aceste două vulnerabilități, spuneam două mari provocări. În primul rând, capitalul de lucru foarte redus, adică practic o să curăț aici ca să ilustrez diferența foarte mică dintre activele circulante și datoriile pe termen scurt, de doar 6% în medie pe parcursul anului 2021. Cele mai bune practici recomandă să fie această diferență măcar 20%. O diferență foarte mică înseamnă vulnerabilitate. Practic, dacă stocurile se vând mai lent, marja de profit scade, ori facturile se încasează mai târziu, aceasta se propagă imediat din stânga în dreapta și practic aici furnizorii, băncile, datoriile la stat, fiscale, se plătesc din ce în ce mai târziu. Așa cum am văzut mai devreme, și aceștia din urmă au ajuns la o marjă brută minimă istorică, distribuitorii, furnizorii, ceea ce înseamnă că, practic, vor transfera mai departe către producători o eventuală întârziere la plata facturilor. Și ce credeți că vor face producătorii de medicamente care vând la prețuri minime în România, sunt taxați la nivel foarte ridicat și își încasează banii foarte, foarte lent? Ați ghicit! Nu o să mai trimită medicamente în România. Nu rentează. Marja mică de profit, risc mare, încasări foarte lente ale banilor și aceea foarte puțin. Cine decontează toate acestea? Evident, noi, pacienții, deoarece o să găsim din ce în ce mai greu medicamente. A doua vulnerabilitate, spuneam, a farmaciei în România este creșterea permanentă a gradului de îndatorare.
Așa cum se vede pe acest grafic, acesta a crescut permanent, ajungând la 75% pe parcursul anului 2021, mult peste pragul recomandat prin bunele practici, cam de 65% ar trebui să fie un grad optim de îndatorare. Aceasta înseamnă că spațiul de îndatorare adițională de la bănci sau furnizori pentru farmacii este destul de limitat. Practic, aproape jumătate din companiile active în sectorul de retail al produselor farmaceutice înregistrează un grad de îndatorare mai mare de 80%, jumătate dintre acestea având chiar capitalul proprii negative, ceea ce înseamnă că sunt supra-îndatorate, au datorii peste nivelul activelor. În contextul acestor vulnerabilități, piața de retail a produselor farmaceutice este zdruncinată efectiv de o decizie a Curții de Conturi, validată printr-o sentință definitivă pronunțată în 19 mai 2022 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care se impune caselor județene de asigurări de sănătate să recupereze sume importante de bani de la farmacii. Motivația fiindcă acestea au decontat medicamente eliberate fără să fie avut în vedere reducerile comerciale de care au beneficiat farmaciile de-a lungul timpului de la distribuitor. Practic, medicamentele compensate prin Casa de Asigurări de Sănătate ajung pe lanțul comercial, pe care vreau să-l ilustrez aici ca logistică. Deci aceste medicamente ajung la consumatorul, la clientul final, de la producător care vinde la distribuitor, mai departe către retailer, către farmacie, care oferă aceste medicamente compensate către clienți, urmând ca farmacia să deconteze medicamentele eliberate de la Casa de Asigurări de Sănătate, care plătește cu un decalaj de undeva la 3-4 luni, de-a lungul anilor au fost chiar și peste un an aceste termene de plată, conform prețurilor stabilite de Ministerul Sănătății. Ca urmare acestei sentințe definitive, decizia Curții de Conturi a devenit executorie, astfel că toate casele județene de asigurări trebuie să calculeze prejudiciile și să le recupereze de la farmaciile în cauză, care au beneficiat de reduceri comerciale de la distribuitori în toți acești ani, mă rog, începând cu anul 2015, și la care nu s-au, practic, aceste discounturi nu s-au regăsit în prețurile decontate pentru medicamentele eliberate. O decizie care, practic, este imposibil de aplicat pentru că farmaciile au primit discounturi comerciale pentru rulaje aferente unor produse multiple de la distribuitori care nu includ doar medicamentele compensate. Deci este, de obicei, orice piață așa funcționează, un discount total la comandă. Mai mult decât atât, prejudiciul trebuie recuperat integral în urma unui calcul retroactiv începând cu anul 2015, spuneam, ceea ce va însemna o povară financiară enormă pentru foarte multe farmacii, deoarece calculul prejudiciului nu este nici clar, nici direct, nici obiectiv. Probabil o să vedem mii de procese în instanță, farmacii care vor fi executate și își vor restrânge activitatea, vor închide puncte de lucru, vor disponibiliza oameni sau vor reduce programul de muncă. Pe lângă antreprenori în cauză, cei mai afectați o să fim noi clienții și pacienții bolnavi, care pur și simplu nu vor mai găsi medicamente. Colapsul farmaciilor va duce la întârzieri de plată către distribuitori, care la rândul lor vor decala plățile către producători și aceștia din urmă vor decide probabil unii producători de medicamente în contextul prețurilor minime din România, taxe foarte ridicate și încasări foarte tardive, ce credeți că vor decide? În mod evident, probabil vor evita România sau vor reduce la minimum vânzările de medicamente către țara noastră. În episoadele următoare o să discutăm cu profesioniști și antreprenori de succes din sectorul distribuției și retail-ului de produse farmaceutice pentru a vedea experiența din teren, cele mai noi tendințe și care va fi impactul acestei decizii de la Curtea de Conturi asupra sectorului de retail, produse farmaceutice și mai departe pe lanț, distribuție și producători. Țineți aproape. Până atunci, nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.